Abordăm în ocazia aceasta una dintre cele mai importante întrebări pe care fiecare dintre noi ar trebui să ne le punem, și anume, cine sunt eu? Întrebarea aceasta ne aduce în aminte că Domnul le-a pus-o profetului Ilie. Ce faci tu aici, Ilie? Nu pentru că Domnul era curios de ce Ilie este într-o peșteră, ci întrebarea avea semnificația de responsabilitate. De ce ești aici și nu ești acolo unde ar fi trebuit să fii ca profet? Pentru că ești profet, ce cauți într-o peșteră, singur, alergat de teama și îngrozit de niște cuvinte? Este foarte important să cunoaștem valoarea imaginii de sine, pentru că doar în felul acesta noi putem să avem cu adevărat corect cunoscută și păstrată, dezvoltată și prelucrată identitatea noastră. Mai mult decât atât, descoperim că și pentru Domnul Iisus a fost foarte important să cunoască imaginea pe care ceilalți o au despre El. Întrebând pe ucenici, cine spun oamenii că sunt eu? Cine zic ei că sunt eu, Fiul omului? Și legat de lucrul acesta, poate lucrul cel mai important pe care merită să îl reținem cu privire la aspectul acesta al imaginii de sine este faptul că prima ispită cu care Satana l-a întâmpinat pe Domnul Iisus a lovit tocmai în identitatea Domnului Iisus, în imaginea de sine. Prima ispită, verificând identitatea Domnului Iisus. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește, dovedește, arată-ți imaginea și clarifică-ți identitatea, dacă ești Fiul lui Dumnezeu. În sensul acesta putem să vorbim destul de mult și trebuie să verificăm fiecare dintre noi cine sunt eu. Și răspunsul la această întrebare nu este dat de ceea ce spun prietenii, nici chiar părinții. Nu este suficient să înțelegem cine suntem. Nici vecinii, nici dușmanii, nici cei mai apropiați. Cine ești tu cu adevărat nu este altceva decât ceea ce crezi tu despre tine că ești atunci când te gândești la tine, când te analizezi, când te privești, când îți analizezi sentimentele, când îți analizezi imaginea, când te gândești la ceea ce ai făcut și la ceea ce trebuia să faci, când îți trec prin minte lucrurile pe care nu le-ai făcut și trebuiau făptuite. De aceea vom aborda astăzi imaginea de sine. Imaginea de sine se constituie din totalitatea percepțiilor și cunoștințelor pe care o persoană le are despre trăsăturile și calitățile sale. Tot ceea ce înțelegem, tot ceea ce cunoaștem, din trăsăturile noastre, când privim în oglindă, când ne reflectăm la cei din jurul nostru, dar când și vedem ceea ce am făcut, ceea ce am realizat, datorită calităților noastre. Imaginea de sine poate fi abordată din două perspective. Mai întâi, perspectiva conținutului, adică atunci când reflectăm asupra lăuntrului nostru, atunci venim în contact cu eu-ul nostru, cu personalitatea noastră. Ce avem în interiorul nostru? Gândurile noastre, valorile noastre, așteptările noastre, dorințele noastre. În sensul acesta se caută identitatea imaginii de sine. A doua modalitate este perspectiva eu-ului ca un proces. Pentru că imaginea de sine este o construcție subiectivă, în permanență în transformare. Este dependentă de mediul social. În același timp, procesul
imaginii de sine se formează prin compararea cu alții. Noi suntem influențați de situațiile sociale. Noi suntem de asemenea influențați de ideile altora. În felul acesta, imaginea de sine constituie un proces în continuă transformare. Atunci când vorbim despre imaginea de sine, putem să folosim și eu-ul. De obicei, nu este teamă să vorbim despre eu, pentru că sugerează egoismul. Aici nu este vorba despre egoism, ci despre propria ființă, despre calitatea ființei tale. Un mare psiholog distinge trei aspecte ale eu-ului, ale personalității. Mai întâi, este eu-ul material. Noi suntem alcătuiți din materie, corpul persoanei, îmbrăcămintea, lucrurile, casa, mașina, toate acestea sunt intim legate de individ. Și de foarte multe ori observăm că ceea ce avem corespunde cu imaginea noastră. Uitați-vă cu atenție la cei care merg pe trotuar și plimbă cățelul. Este o foarte mare asemănare între aspectul cățelului și aspectul stăpânului său. Este o corespondență deosebită, pentru că eu-ul material este foarte legat de individ. În al doilea rând, este eu-ul social. Aceasta cuprinde totalitatea impresiilor pe care individul le face asupra celorlalți. Noi ne comportăm diferit cu oameni diferiți. Este de fapt suma măștilor și suma rolurilor pe care un individ le joacă în fața celorlalți. Noi avem atâtea euri sociale câți oameni ne cunosc. Ca să exemplific mai bine, noi ne comportăm diferit cu persoane diferite. Și lucrul acesta nu este întotdeauna rău, decât în măsura în care nu lezează structura imaginii de sine. De pildă, atunci când un tată se joacă cu copilul lui mic, cu fetița lui mică, își așează un rol, își așează o mască pe care niciodată în public nu se manifestă. Se tăvălește pe jos, chiție într-un anumit fel, se manifestă cu totul și cu totul diferit, ca un copil. Rolul acesta de părinte jucăuș niciodată nu se va manifesta în public când are o prezentare, când are o responsabilitate, când este la birou și când trebuie să dea răspunsuri la întrebările oamenilor din jur. Acesta este eu-ul social. Și, cu siguranță, este eu-ul spiritual, capacitatea noastră de autoreflecție. Aceasta cuprinde ideile despre existență, despre sensul vieții, despre divinitate. Lucrul acesta este foarte important. Termenul de eu se referă la capacitatea individului de a acționa și de a reflecta asupra propriilor acțiuni. Aceasta înseamnă că poți să fii cunoscut și să cunoști în același timp. Eu-ul se formează prin intermediul socializării și eu-ul acesta, adică ființa unui individ, se formează începând de la naștere. El intră într-o familie, de regulă, în mod normal, intră într-o familie, apoi în grupul școlii primare, colectivitatea, colegii de la serviciu, prietenii. În felul acesta, intermediul socializării creează foarte mult și modelează eu-ul. În al doilea rând, eu-ul se formează prin compararea socială. Vrând sau nevrând, acceptăm sau nu, noi ne formăm opiniile, atitudinile față de eu-ul nostru, comparându-ne cu ceilalți. Ne raportăm la ceilalți,
la prieteni, la cunoștințe, la colegi, la părinți. Uneori noi dorim să ne asemănăm cu părinții, alteori nu am dorit să ne asemănăm cu ei. Ne comparăm cu unii și ne comparăm cu alții. Lucrul acesta este potrivit atâta vreme cât nu emitem judecăți prin comparația aceasta, așezându-ne mai sus sau mai jos. Una dintre extreme, o capcană groaznică din care nu ies foarte mulți oameni când au căzut, este încrederea în sine. Își dau importanță. Sunt atât de mulțumiți de ei înșiși, încât sunt inconștienți de propriile lor limite. Oameni care sunt îmbătați de mândrie. Dacă îți faci o părere prea înaltă despre tine însuți, vei considera că cei pe care îi ai în subordine sunt lipsiți de importanță. Vei trata independența lor personală ca fiind o dovadă de aroganță. Atunci când ai o părere prea înaltă despre tine însuți, îi vei privi pe ceilalți cu dispreț în orice domeniu s-ar realiza lucrul acesta. Poate te crezi mai frumos decât alții, poate că te crezi mai bun, mai răbdător decât ei, poate că ești puțin mai isteț, dar lucrul acesta nu vine de la tine. Lucrul acesta este darul lui Dumnezeu. Aceasta este extremă. Încrederea în sine. Mai mult decât ar trebui. Dacă abordezi cealaltă extremă și îți formezi o imagine de sine prea slabă, iarăși nu este bine. Pentru că te vei simți în permanență inferior. Acest simțământ îți va limita în mare măsură influența pe care ar trebui să o ai în determinarea lucrurilor bune. Un om care are o imagine de sine prea slabă este la fel de greșit ca și cel care are o părere prea înaltă despre sine. Întotdeauna Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne va ajuta să ne menținem într-un echilibru corect, în primul și în primul rând recunoscând că ceea ce suntem este datorită lui Dumnezeu. Suntem așa pentru că Dumnezeu a vrut să fim așa. Ceea ce avem se datorează lui Dumnezeu. Și când recunoști că de la Dumnezeu ai primit, cu ce să te mai mândrești? Dar nici nu ai cu ce să te denigrezi. Nu ai de ce să te simți inferior, pentru că ceea ce ți-a dat Dumnezeu este valoarea pe care El a considerat-o pentru tine. Ca urmare, trebuie să eviți ambele extreme. Celălalt la care ne raportăm, cu care ne raportăm, cu care ne comparăm, ar putea să fie un reper pasiv. Pur și simplu, un simplu termen de comparație. Eu vreau să fiu ca, sau eu nu vreau să devin ca. Sau este un reper activ care creează reguli de apreciere în formarea imaginii de sine. Și acest lucru se realizează mai ales în familie și între prieteni. Oricum ar fi, părerile celorlalți au diferite roluri. Unele mă ajută să-mi evaluez poziția în societate. Unele păreri ale celorlalți realizează grija față de aspectul fizic. Unele păreri ale celorlalți dezvoltă anumite calități sau le inhibă pe cele pe care eu am crezut că le am, iar ei nu le recunosc. Ca urmare, în raportul față de ceilalți din jurul nostru, există persoane puternic dependente, slab dependente și unele chiar independente de părerea celorlalți. De la alegerea unei îmbrăcăminți, de la direcția pe care trebuie să o iei, de la ceea ce vorbești, te consulți cu unii și poți să devii dependent de părerea celorlalți. Unii se îmbracă
pentru că țin cont de părerea celorlalți cum arată ei. Unii vorbesc ținând cont de părerea celorlalți. Între dependența unui individ față de părerile altora și dorința lui spre independență, poate să apară un conflict. Pentru că părinții, de pildă, țin la autoritatea lor și vor să păstreze pe copil dependent de ei. La un moment dat, în vremea adolescenței, sau mai devreme chiar, sau poate mai târziu, copilul dorește să fie independent, să nu-i se mai spună, să nu-i se mai ceară, să nu mai fie întrebat. Și aici apare un conflict. O corectă imagine de sine te va feri de a aluneca în una din cele două extreme. Poți să fii demn, fără să ai o falsă încredere în tine însuți. Poți fi înțelegător și flexibil, fără să-ți sacrifice respectul față de tine. Iar viața ta poate să aibă o mare influență atât asupra celor care îți sunt superiori, cât și asupra celor care sunt umili din punct de vedere al statutului social. Imaginea de sine este una deosebit de importantă, pe care dacă o vom înțelege, ne va ajuta să ne păstrăm identitatea. Identitatea de creștin, identitatea de copil al lui Dumnezeu. Și ești copil al lui Dumnezeu atâta vreme cât îi spui lui Dumnezeu, da.